Bună, draga mea! În acest video îți prezint o mică parte din ce se întâmplă la cursul de bază de unghii tehnice susținut de mine în salonul meu din Bistrița Năsăud. Și iată ce fac cursantele mele în timpul unui curs, în ziua 4, ziua de construcție pe șablon, construcție cu gel, construcție de unghii tehnice. Și aș putea să spun așa că cea pe care o vedeți aici, blonduță, griuță, este colega mea din salon, Sandra, iar cealaltă este o bună prietenă, aș putea să-i spun așa, o fată din Buzău, Georgiana se numește și a venit foarte entuziasmată la cursul meu de bază de unghii tehnice. A bătut drum lung de la Bistrița la Buzău și invers, pentru a ajunge la cursul meu și acum voi nu auziți, dar eu îi spuneam: hei, cum se ține pila? Și ea tot manevra acolo în mâna ei să-și poziționeze pila corect în mânuță. Da, iată și o cafeluță acolo superbă, o cafeluță spumată, foarte, foarte bună de altfel. Fostele mele cursante au spus, cele care nu sunt din oraș, au spus: auzi, când venim la Bistrița, venim la tine la o cafea, că e la fel de bună ca cea din oraș. Nu mai mergem în oraș, în Bistrița, venim la tine. Și cu ocazia asta îți mai punem și niște întrebări despre unghiile tehnice, ca să ne răspunzi dacă tot am fost cursantele tale. Bineînțeles că răspund de fiecare dată fostelor cursante, pentru că cine vine la cursul meu de bază odată are acces gratuit și pe viață la mine. Poate să mă întrebe orice, orice, chiar dacă nu mai vine niciodată la un curs la mine. Atât timp cât cursul de bază sau formarea ei ca și tehnician de unghii tehnice a fost făcută cu mine, pe viață poate să mă întrebe orice, oricând despre unghiile tehnice, iar în limita timpului disponibil eu răspund. Aici încercam să văd cât de bine este curățată unghiuța cu bitul și am încercat să vă arăt și vouă ceea ce știe să facă o cursantă după 4 zile de curs, mai bine zis 3 zile de practică, pentru că în prima zi facem doar teorie, scriem un caiet întreg cu informații prețioase, începând de la tot ce este necesar să-ți achiziționezi când vrei să începi să faci unghii tehnice, dezinfecție și sterilizare, cum să tai cuticula, tipuri de patunghial, tipuri de cuticule, cum să frezați, tipuri de pilire cu freza și cu pila de carton, aplicarea culorii sub eponichium și multe, multe, multe alte informații foarte, foarte prețioase, de la ce este un primer, ce este un nail prep, cum să ștergem pensulele, cum să facem poze profesionale, și asta este inclus în cursul meu. Foarte multe informații care acum nu-mi vin în minte să le spun pe toate ca să fac o prezentare, dar pot să spun că toate cursantele când pleacă de la mine sunt foarte uimite și foarte mulțumite de ceea ce primesc la cursul meu de bază. Foarte puține dintre ele au spus că ar mai vrea să mai vină câteva zile, că ele nu au înțeles. Și totuși, dacă cineva consideră că nu a înțeles și nu a învățat destul în aceste 4 zile, în următoarele 2 zile după curs își mai pot achiziționa o zi sau două în plus, la un preț mult mai mic decât cel normal. Asta ca bonus, pentru că a fost la cursul meu. Așadar, cine dorește își mai poate achiziționa una sau 2 zile în plus, în care poate să facă întreținere sau construcție. Ce dorește ea, ce consideră că nu a învățat îndeajuns în cele 4 zile. Am pus acele 2 zile opțional, deoarece multă lume este foarte încântată de faptul că durează doar 4 zile, dar totuși câtva la sută din persoanele care intră în contact cu mine rămân foarte uimite și mă întreabă: păi stai puțin, în 4 zile pot să învăț eu tot ceea ce trebuie? Și eu le spun da. Păi și ele îmi spun: nu, nu, eu nu pot, eu sunt mai în vârstă, eu sunt așa, eu sunt mai, nu pot recepționa așa de bine. Și din această cauză nu am pus obligatoriu cele 2 zile și le-am pus la opțiunea libera alegere a cursantei, să vadă ea dacă vrea cele 2 zile în plus. Foarte multă lume este încântată de faptul că durează atât de puțin și atunci, din această cauză, nu am pus obligatoriu cele 2 zile. Și totuși, pentru acea puțină lume care zice că e puțin 4 zile, am lăsat la libera lor alegere să mai aleagă 2 zile. Bun, draga mea urmăritoare,
Aici încercam să-ți arăt cum pregătesc clientele mele, cursantele mele, deja nu mai știu, am cursante, am urmăritoare, am admiratoare, am cliente, am nu mai știu cine ce e și uneori confund. Sau din grabă, din neatenție spun altceva. Îmi cer mii de scuze. Încercam să-ți arăt cum cursantele mele pregătesc unghia, cuticula, pentru a monta apoi șablonul și a crea o extensie de forma pătrat. Însă te previn încă de acum, căci la un moment dat am uitat să mai filmez și ghici care e acel moment dat? E acel moment în care au început să decupeze șabloanele și au început să le monteze. Ghici ce? A fost atât de greu încât am uitat să mai filmez. Eram trup și suflet acolo cu ele și concentrată și încordată. În gândul meu îmi zicea rugăciunile, hai te rog, sper să reușești de data asta, să nu îl mai strici, să nu te enervezi, să nu începi să plângi și să renunți, să spui eu nu mai fac, eu nu mai vreau să fac unghii tehnice. Țin să menționez că unele dintre cursante în timpul cursului reacționează destul de proști și se apucă și plâng și renunță și spun că ele nu mai fac și că regretă că au venit la curs și că cine mama naibii le-a pus pe ele să dorească să facă unghii tehnice. Și uite așa, eu trebuie să încerc să țin pe linia de plutire fiecare cursantă care are o cădere nervoasă și să-i spun, hai că e bine, nu-i nimic, ești la început de drum, hai că va fi bine. Așadar, am uitat să filmez de acolo încolo. După ce s-a creat extensia, am uitat să mai filmez cum pilesc gelul, cum aplică culoarea, topul și așa mai departe. Așa că o să vedeți doar finalul, da? Lucrările finale. Și tot la final o să vedeți și ce au lucrat în a doua zi de practică și în prima zi, adică întreținere și aplicare de ojă semipermanentă. Iată ce frumos arată cuticula ridicată și curățat pe dedesubt, acum urmând doar să mai taie cuticula cu forfecuța. Am impresia că și acest moment l-am ratat, nu mai știu, vedem acum. Asta pentru că cursul despre care este vorba în acest tutorial a fost făcut sau ținut, susținut la sfârșitul lunii noiembrie, iar din păcate timpul fiind dușmanul meu numărul 1, nu am reușit să-l editez și să-l montez până acum ca să-l postez pe YouTube. Așadar, îl vedeți doar acum. Draga mea urmăritoare, vreau să te anunț, probabil știi deja sau poate tu nu ai văzut încă, dar mai am un loc disponibil la cursul de bază de unghii tehnice din data de 27, 28, 29 și 30 decembrie. La Bistrița, în salonul meu, se țin cursurile. Eu sunt trainer și grupa maximă e de 6 cursante. Așadar, în acest moment sunt 5 cursante înscrise. Te mai aștept pe tine, una. Îți curioasă de unde vii și dacă te hotărăști, intră în privat pe linkul ce îl găsești în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest tutorial. Intră în privat cu mine să primești mai multe detalii despre preț, pentru că restul cam le-ai primit deja aici. Dar nicio problemă, le vei primi și în privat dacă dorești mai multe detalii decât ai aflat deja aici. Așadar, draga mea, te aștept să ocupi ultimul loc de la ultimul curs din acest an, curs de bază de unghii tehnice. Ce este foarte important, acest curs este foarte potrivit și tehnicienilor sau manicuristelor care lucrează deja în domeniu de aproximativ jumate sau chiar un an de zile. De ce este potrivit? Țin să menționez o povestioară, așa să vă zic o poveste, și anume, probabil toată lumea știți de acele cursuri acreditate care durează 3 luni și în care nimeni nu realizează că, de fapt, din 3 luni merge doar câte 2 ore, de 2 ori pe săptămână în acele 3 luni. Și că în 2 ore nu a pus să faci nimic, iar trainerul de la acel curs te grăbește de fiecare dată și spune, hai că se termină timpul, termină manicura. Cum, Doamne iartă-mă, să termin tu o manicuristă, o cursantă la început, o manicură în 2 ore, când un tehnician nu termină în 2 ore. Un tehnician care lucrează minuțios, care lucrează perfecționist, da? Pardon. Și atunci,
Foarte multe dintre acele cursante de la acele cursuri de bază de 3 luni vin apoi la mine, la cursul meu și rămân foarte, foarte șocate și întristate că tot ce au învățat acolo nu este foarte actual față de ceea ce învață la mine și plus de asta câtă informație mai află de la mine față de cea care au primit-o acolo. Acolo primind foarte puțină informație de altfel. Și atunci rămân foarte, foarte uimite și mă recomandă cu drag pe viitor și păstrăm o legătură frumoasă în timp, ajungând în acele 4 zile să ne cunoaștem, câți copii ai, câți ani ai, familia. Unele chiar ajungem să ne prietenim atât de mult încât ne cunoaștem și necazurile din viață, să zic așa. Poate voi deja, cele care mă urmăriți de mult timp aici pe canalul meu de YouTube, mă știți, mă cunoașteți, m-ați simțit că sufletul meu este sensibil și că îmi place să povestesc cu oamenii, atât despre mine, cât și despre ei, să-i ascult și îmi place să dau sfaturi și să primesc sfaturi și să învăț din greșelile altora sau chiar și ale mele și îmi place când cineva îmi ia sfatul în serios și ține cont de el. Și atunci mă prietenesc foarte tare cu multe dintre cursantele mele și se leagă legături speciale, se formează legături speciale în timp. Așadar, draga mea, cea care vei fi a șasea cursantă de la cursul de bază din 27, 28, 29, 30 decembrie, te aștept să ne cunoaștem și de ce nu să petrecem împreună în ziua de teorie, ziua mea de naștere, pentru că eu sunt născută în 27 decembrie și va trebui să facem puțin atmosfera mai plăcută și mai vioaie, mai veselă puțin, așa ca să mă simt bine de ziua mea la lucru. Cu niște fete frumoase și vesele, sper să fiți vesele și deschise, foarte deschise și foarte, foarte receptive. Așadar, eu am spus deja să fiți, pentru că una dintre voi, cele care acum mă ascultați, eu cred că va fi una dintre voi, cursanta de acolo, de la cursul de bază din decembrie. Așadar, te aștept. Un porcușor, uite, un porcușor. I-am spus cursantei să ia un porcușor de acolo. Porcușorul acela nu trebuia să rămână acolo și i-am spus să-l taie. Eu am așa o glumiță la cursurile mele. Porcușorii, fiecare porcușor costă 1 leu. Așa că pe lângă curs, la finalul cursului, mai trebuie să-mi plătești suma adunată a câți porcușori ai făcut. Glumesc, bineînțeles, nu cer banii aceștia, dar fac asta ca să motivez cursantele să lucreze cât mai perfect, cât mai profi, să taie cuticula cât mai continuu, fără franjuri, fără întreruperi, să arate cât mai frumos la final. Iată ce frumos arată și această manicură gata pregătită. Da? Nu este ciopurțită deloc, deci acolo unde se vede puțin roșu la arătător și la degetul mic, nu este ciopurțeală, este o ușoară rană, inflamație, deja avută de clientă, de model, înainte de a veni la curs. Acum se aplică baza pe fiecare unghiuță, oroarea cursantelor, pentru că dacă această bază o atingeți în cuticulă, sfatul meu pentru voi, urmăritoarele mele, și regula mea numărul 1 la cursurile mele de bază de unghii tehnice, dacă ai atins în cuticulă, ștergi. Nu pui la lampă, nu cureți cu bețișor de portocal sau cu unghia sau cu nu știu ce, ștergi. Ștergi cu șervețel cu cleaner și aplici din nou nail prep și primer și apoi aplici baza încă o dată. Și încă o dată și încă o dată de câte ori este nevoie până când nu curge în cuticulă, da? Până când o aplici perfect uniform, fără să curgă în cuticulă, fără să atingi. De ce insist pe acest lucru? Pentru că odată atins în cuticulă cu primul produs, acolo va curge și al doilea, și al treilea, și al cincilea, până la ultimul. Iar la ultimul vei avea un dita mai dâmb în piele, care, atunci când vor crește unghiile, nu numai că arată foarte urât, ci acea unghie este deja predispusă să se deslipească acel gel în acea zonă, da? Să creeze lifting. Așadar, să știți că cine atinge și lasă unghiile atinse, le usucă la lampă, să știți că acea clientă încă de la biroul vostru pleacă cu lifting, da? Încă de la biroul vostru, manicura lor este stricată.
Așa că nu vă mirați când vă sună peste 3 zile și vă spun că o unghie a picat, și peste o săptămână că încă una, și peste 2 săptămâni că 5 au picat. Și vine la 3 săptămâni la întreținere cu 4 unghii doar din 10. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care pică unghiile. Mai sunt și alte motive, dar pentru a le afla, te aștept la cursurile mele. Iată ce frumos arată. Cuticula curățată impecabil. Unghia scurtată la 1 mm. Această cursantă cu unghiile roz este colega mea și este foarte minuțioasă și foarte răbdătoare. Îi place foarte mult acest domeniu, ceea ce face. Pune foarte mult suflet și aș putea să spun că de când a terminat cursul și până acum, în data de 13 decembrie, a făcut aproximativ 6 manicuri. Și de la una la alta se vede diferența și se vede evoluția. Pur și simplu, nu știu dacă mă crede cineva, dar se vede diferența, se vede evoluția. Puteți să intrați chiar pe pagina salonului, care se numește Ionela Nails and Beauty Angels, sau găsiți link în descriere sub video, sau să o căutați pe Facebook Teletin Sandra și să vedeți lucrările ei, cum de la una la alta încep să fie tot mai ok, tot mai frumoase. Și Georgiana, cursanta a cărei unghiuțe o filmez chiar acum, a făcut acum prima lucrare. De 2 zile mi-a trimis poză cu prima lucrare și a făcut construcție la mâna ei stângă. Și nu pot să zic că arată frumos, dar nu arată nici foarte urât. Se vede totuși că a trecut printr-un curs. Ce este foarte important și ce îmi place că se vede este culoarea foarte, foarte bine aplicată sub cuticulă. Ceea ce se întâmplă la o fată începătoare care nu are niciun curs, de obicei culoarea este pusă la foarte mult spațiu, distanță de cuticulă. La cursanta mea este culoarea aplicată foarte aproape de cuticulă, ea având probleme la blic, la apex, nu este foarte finisat. În rest, arată destul de ok unghiuțele ei pentru prima manicură fără trainer. Da? Iată și decuparea șabloanelor, oroarea cursantelor și multe au dat din râs în plâns și au spus: nu pot să cred, mă pui să fac ce face un copil de 3 ani. Dacă îi dai la copilul meu de 3 ani să facă ce mă pui tu aici și el știe să facă mai bine decât mine. Și eu mereu le cer pe cursante și le spun: păi bun, dacă copilul tău ar ști să facă mai bine decât tine, tu de ce nu faci la fel ca el atunci măcar? Și bineînțeles că la curs sunt mulți nervi, mă refer, cursanta este nervoasă, este agitată, are momente în care mai plânge, în care mai iese afară la o țigară să se calmeze. Unele chiar la curs au început să fumeze, să vadă dacă reușesc să-și calmeze nervii. Și iată cum măsurăm aici dacă este bine montat șablonul, dacă intră ca și decupaj sub unghiuță perfect sau nu mai trebuie decupat. Pensele ne dau foarte mari probleme, poate nici voi nu știți ce sunt alea pense, dar dacă veniți la cursurile mele sau vă abonați la nivelul de cursuri întreținere sau când voi lansa cursul construcție, acolo veți învăța totul, totul despre șablon pe Patreon. Stați aproape, încercați să intrați pe linkul lăsat în descriere. Apropo, până aseară la ora 23:59 am avut o reducere de 50% la nivelul Crăciun și întreținere. Dacă mă gândesc mai bine, foarte multe cursante s-au abonat în perioada aceasta cu promoție și probabil o să mai fac cândva promoții, așa că stai aproape, abonează-te la canalul meu de YouTube, dăm follow pe Instagram, Dascălui Ionela Ana, sau urmărește-mă pe Facebook, Dascălui Ionela Ana,
și vezi când mai postez reduceri. Acest șablon deja este ratat, este dus. Mi-amintesc și acum nervii colegei mele, nu-i venea să creadă că a pierdut șablonul din cauza că l-a lipit greșit. Iată cum încearcă deja să-l desfacă. În realitate, deja ne distram eu și Georgiana, cealaltă cursantă, că a lipit șablonul greșit doar printr-atâta. Deci șablonul acesta l-a aruncat în mod normal, de aceea nici nu am continuat filmarea și a decupat altul. Doar pentru atâta. Așadar, draga mea urmăritoare, este foarte important decupajul șabloanelor, montajul lor, lipirea lor, absolut totul. Și iată cum draga mea Sandra se chinuie să monteze șablonul. Pe când aici este deja aproape montat, clienta mea, cursanta mea, știe să să măsoare dacă l-a ridicat sau nu îndeajuns de bine. Și apoi urmează să-l închidă, să-l termine de montat. Îmi cer scuze. Lucrează cu un marker cursantele la curs atunci când lucrează la șabloane și de aceea cursantele mele arată ca doi mecanici. Râdeam de ele și atunci la curs că au mâinile murdare și că arată ca doi mecanici și că atunci când se va vedea videoclipul pe YouTube o să ziceți că de unde, Doamne, au atâta mizerie pe mâini. Nu este mizerie, este doar marker negru cu care desenează pe șablon atunci când vor să-și facă decupajele șablonului. Așadar, draga mea, dacă ești foarte curioasă despre ce este vorba, te aștept la cursul meu din decembrie sau, de ce nu, la cursul din 26, 27, 28, 29 ianuarie. Da, să zicem că nu apuci acum de sărbători sau că de sărbători vrei să stai acasă cu familia ta. Poți să vii la cursul din ianuarie, te aștept cu drag la acela dacă dorești. La acela mai sunt 4 locuri disponibile, asta pentru că încă nu s-a înscris decât două cursante la el. Așadar, iată cum într-un final a reușit colega mea să monteze șablonul și acum își creează extensia la unghiuța degetului arătător, o unghiuță care este de altfel foarte încovoiată de obicei. Și de aceea este foarte important să știm cât să ridicăm șablonul ca unghiuța noastră să arate perfect. Iată ce imagine frumoasă! Îmi place foarte mult cum se vede aici totul și cât de perfect arată absolut totul. Poate vouă vi se pare șablonul prea ridicat, dar nu, nu este prea ridicat, este montat corect la înălțimea potrivită, astfel ca unghiuța la final să fie dreaptă și nu încovoiată. Hei, draga mea urmăritoare, de aici am uitat să-ți mai arăt continuarea, pentru că au urmat momente grele cu așezarea șabloanelor la celelalte unghiuțe și cu umplerea cu gel, care le dă mari bătăi de cap de obicei începătoarelor, gelul fiind Forming, gelul meu favorit, Skin So Sexy de la Noblesse. Unde, dacă în secțiunea comentarii, cod voucher, pardon, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10% dacă îți plasezi o comandă de minim 100 de lei. Spun că este gelul meu favorit din ce cauză? Pentru că are o nuanță foarte naturală, se pierde foarte frumos pe unghie, asta unul la mână, doi la mână, consistența lui îmi place, este forming, dar foarte, foarte puțin și autonivelant. Și nu este casant. Atunci când îl pilești, nu există riscul să creezi lifting din cauza că el ar fi foarte casant, foarte sticlos. Este foarte, foarte plăcut. Pensula, de asemenea, este pensula Nail Art 2, tot de la Noblesse Nails, care este una foarte potrivită să lucrezi cu ea în zonele foarte mărunte, foarte mici. Draga mea, ne apropiem de finalul acestui curs, video, nu știu cum să-i spun exact. Video în care am încercat să-ți arăt o mică parte din ce se întâmplă la cursul meu de bază de unghii tehnice din salonul meu din Bistrița Năsăud, unde te aștept și pe tine, repet, în 27, 28, 29, 30 decembrie sau 26, 27, 28, 29 ianuarie 2020.
Pentru detalii, intră în privat pe linkul găsit în descriere sau fixat în primul comentariu sub acest video. Și iată, am terminat, să zic așa, aici aveți lucrările cursantelor în ziua de construcție, da? Așa arată construcția făcută de cursantele mele, a ambelor cursante, este foarte, foarte bine realizată, foarte frumoasă, da? Se observă cum culoarea este aplicată bine în cuticulă și aici este întreținerea, o întreținere de asemenea cu ridicarea marginii libere din... Din balerină s-a făcut oval slim aici. Recunosc că pictura și balonul este făcută de mine. Asta pentru că asta a cerut modelul nostru și am considerat că după atâtea ore de stat lângă noi merită un model frumos și l-am pictat eu. Aici este aplicată o șosem permanentă cu Apex de colega mea Sandra și aici de cursanta mea Georgiana. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în acest video. Te pup, ai grijă de tine până data viitoare. Pupici, pupici, pupicei, pupicei.